Aproximativ 198.000 de elevi de clasa a doua au susținut ieri dimineață proba scrisă la limba română din cadrul evaluării naționale. Subiectele de la Evaluarea Națională la limba română scris clasa a doua au fost făcute publice de Ministerul Educației. Timpul de rezolvare a subiectelor a fost de 30 de minute, potrivit calendarului evaluărilor naționale. Aceasta este prima testare din seria evaluărilor de la finalul claselor a doua, a patra și a șasea 2016. Elevii au susținut evaluarea în sala în care învață în mod obișnuit, respectându-se așezarea normală în bănci. Subiectele au fost împărțite de către învățătoarea de la clasă, asistată de un profesor din școală care nu le predă însă copiilor. Rezultatele nu vor fi trecute în catalog și nu vor fi afișate, ele fiind confidențiale. Învățătoarea trebuie să-i comunice fiecărui părinte rezultatul obținut de copil și să-i prezinte de asemenea planul individual de învățare pe care l-a conceput pentru remedierea deficiențelor identificate la respectivul elev, acolo unde este cazul.